A trăi creștinește este cu neputință. Creștinește se poate doar muri, dar moarte în forma pământești noastre ființării. Dar nici această murire nu este ușoară, simplă. Ea este acea poartă strâmtă, acea cale îngustă care duce la viață, dar pe care puțini o aflăm. Bunăvestirea lui Hristos depășește, dincolo de orice măsură, tot ceea ce cunoaște pământul. Cum să se vindece acea cumplită boală cu care vrășmașul a molipsit pe om încă din zorii ivirii sale în lume? Cum este cu putință a face pe oameni să înțeleagă că acel om cât se poate de neobișnuit, Iisus Hristos cel din Evanghelie, este cu adevărat Dumnezeul cel fără de început, făcătorul a tot ce ființează, care s-a descoperit lui Moise cu numele Eu Sunt. Cine dintre cei sănătoși la minte ar putea ajunge la o astfel de nebunie încât să recunoască drept Dumnezeu pe un om care a murit pe cruce în mijlocul tâlharilor? Dar ce putem spune? Cei care nu pot crede în Dumnezeirea lui Hristos, pe nicio altă cale nu vor ajunge la propria lor în Dumnezeire. A crede sunt în stare ori copiii curați cu inima, ori cei care poartă în sine, în ciuda conștiinței căderii și nimicniciei lor, o intuiție în ceea ce privește în rodirea lor cu Dumnezeu. Cred în Hristos cei care cred în propria lor în Dumnezeire. De înțelegerea înaltă sau joasă privind omul, atârnă credința și necredința. Pentru cel credincios, moartea pe cruce a lui Hristos, precum și cele pentru care a fost răstignit, este cea mai puternică mărturie în sprijinul Lui. Uitați-vă cum a înțeles acestea Pavel, cel care mai înainte fusese prigonitor. Hristos m-a trimis să binevestesc nu înțelepciunea cuvântului, ca să nu se facă deșartă crucea Lui Hristos, căci cuvântul crucii celor ce pierd nebunie este, dar celor ce ne mântuim puterea Lui Dumnezeu, că scris este... Pierde voi înțelepciunea înțelepților și priceperea celor pricepuți o voi lepăda. Au nu a făcut Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia? Că de vreme ce într-o lui Dumnezeu nu a cunoscut lumea prin înțelepciune pe Dumnezeu, înțelepciunea arătată în zidire, bine a voi Dumnezeu prin nebunia propovăduirii pe cei ce cred ai mântui. Pentru că și iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie. Însă celor chemați, și iudei și elinii, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea. Pentru că ce este nebun al lui Dumnezeu, mai înțelept decât al oamenilor este, și ce este slab al lui Dumnezeu, mai tare decât al oamenilor este. Iar înțelepciunea o grăim între cei de desăvârșiți, Însă înțelepciune nu a veacului acestuia, ci grăim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea într-o taină, cea ascunsă, care a rânduit Dumnezeu mai înainte de veci spre slava noastră, care nimeni din stăpânitorii veacului acestuia nu au cunoscut. Iar nouă a descoperit-o Dumnezeu prin Duhul Său. Însă noi am luat Duhul Cel din Dumnezeu ca să știm cele ce sunt de la Dumnezeu dăruite nouă, zice Sfântul Apostol Pavel. Noi ne împuținăm la suflet, însă Hristos ne zice, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dacă El a biruit lumea, cosmos în limba greacă, înseamnă că El și ca om s-a făcut mai presus de zidire, mai presus de lume. Și tot cel ce crede în trânsul, biruind în nevoința pocăinței, legea păcatului, se face asemenea lui Hristos, mai presus de lume, supracosmic. Părinte, graiurile pe care mi le-ai dat mie și slava pe care ai dat-o mie, eu le-am dat lor. Părinte, pe care ai dat mie, voiesc ca unde sunt eu, aceea să fie cu mine, ca să vadă slava mea care ai dat mie, căci m-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii, se ruga Domnul către Dumnezeu Tatăl. Pentru a vedea acea slavă, omul neapărat trebuie să fie și el în aceeași slavă. Pentru a înțelege în parte cine este acesta, neapărat trebuie a ne asemăna cu el prin petrecerea în ducul poruncilor lui. Cine nu i-a urmat într-o deplină credință, cine nu l-a iubit din toată inima și din toată mintea și de aceea nu i-a păzit cuvântul, nici să nu îndrăznească în puținătatea minții sale să-l judece pe el, nici cele despre el fie cinstit în tăcerea lui, căci nu este în măsură a judeca cele despre Fiul lui Dumnezeu și cuvântul Tatălui. Dacă în domeniul științei sau al artei, pentru a putea prețui cum se cuvine geniul artistului sau al savantului, trebuie ca și tu să ai ceva cunoștințe în domeniu, tot așa și în tărâmul Duhului. Însă cel ce și-a zidit viața pe piatra învățăturii lui ca pe o stâncă, acela treptat va ajunge să înțeleagă cine este acesta. Hristos a spus, nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și căruia va voi Fiul să-i descopere. Cu alte cuvinte, sunt unii cărora El le descoperă. Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-L va trage Tatăl. Înseamnă că El trage. Nimeni nu vine la Tatăl fără numai prin mine. De unde se vedește că ei vin la Tatăl prin El? Omul cu adevărat este o mare taină. Zidit dintr-un nimic, el este înălțat până la deplinătatea ființei nezidite. Dumnezeu atât a iubit omul încât îi se dă lui fără măsură, fără limită. Precum Dumnezeu depășește tot ce se cuprinde în realitatea cosmică, așa și omul îndumnezeit prin sălășluirea Duhului Sfânt în el este mai prețios decât toate galaxiile. Iată conștiința proprie creștinismului, iar în afara ei, el nu poate cu vrednicie a umbla potrivit chemării cu care a fost chemat. O astfel de îndrăznire oare nu este o nebunie nesăbuită? Bineînțeles că nu, dacă vom urma pilda lui Hristos. Iată, v-am dat vouă o pildă. Precum am făcut eu, așa să faceți și voi. Trebuie să urmăm apostolilor și părinților noștri. Următor fiți mie precum și eu următor lui Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel. În al 16-lea capitol al Evangheliei de la Matei, aflăm o cuprinzătoare învățătură despre aceasta. Iisus a întrebat pe ucenicii săi zicând, Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? iar ei au zis, unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Eremia sau unul dintre proroci. Zis a Iisus lor, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și răspunzând Iisus a zis lui, fericit ești Simone, Fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, și Tatăl meu cel din ceruri, și eu zic ție că tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile iadului nu o vor birui, și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor, și tot ce vei lega pe pământ legat va fi și în ceruri, și tot ce vei dezlega pe pământ dezlegat va fi și în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci a început Iisus a spune ucenicilor săi că se cuvine lui a merge la Ierusalim și multe a pătimi de la bătrâni și de la arhirei și de la cărturari și a fi omorât și a treia zi să învieze. Și luând pe el, Petru a început a-l certa zicând, Milostiv fiție, Doamne, să nu fie ție aceasta. Dar el, întorcându-se, a zis lui Petru, Merge înapoi a mea, satanul! Sminteală mi ești că nu cugeți cele care sunt ale lui Dumnezeu, ci cele care sunt ale oamenilor. Atunci Isus a zis ucenicilor săi, tot cel ce voiește să vină după mine, să se lepe de destine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Că cine va voi să-și scape sufletul său, îl va pierde, iar cine îl va pierde pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Că ce folos este omului de va dobândi lumea întreagă, iar sufletul său și-l va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Că va să vie fiul omului într-o slava tatălui său cu sfinții îngeri și atunci va răspăti fiecăruia după faptele lui. Amin, zic vouă, sunt unii din cei care stau aici care nu vor gusta moarte până ce vor vedea pe fiul omului venind într-o împărăția sa. În această frântură din Evanghelie ne sunt date momentele cele mai însemnate ale descoperirii despre poarta cea strâmtă și calea cea îngustă care duc la viață. Când mulți din popor au început să-L socotească pe Hristos ca mare proroc, iar apostolei chiar ca fiul lui Dumnezeu celui viu, atunci el a început să descopere ucenicilor despre suferințele și moartea ce îl așteptau. Simțământului omenesc al lui Petru, Domnul i-a dat un răspuns hotărât. Merge înapoi a mea și și-a continuat învățătura despre neapărata nevoie a crucii pentru toți care urmează lui. Și ajunge până la gândurile ultime, spre a-și mântui sufletul pentru veșnicie în împărăție, este nevoie de a-l pierde în planul intereselor pământești. Vrednicia sufletului este atât de mare încât dacă prețul dobândirii întregii lumii va fi precină de daună în planul lui Dumnezeu, atunci nici toate bunurile pământului nu vor acoperi paguba duhovnicească adusă. Biserica sa cea nebiruită de iad, el o trezește pe mărturisirea dumnezeirii sale. Odată luată de la el de plinătatea dumnezeirii, nici biserica, nici oricine altcineva nu va putea birui nici lumea, nici cele mai de jos ale iadului. Și iarăși auzim cuvântul despre măreția și stăpânirea sa cea fără de început, care se va arăta unora dintre cei de față în acel ceas. Cea din urmă s-a săvârșit pe tabor, unde Hristos s-a rugat pentru ieșirea sa la judecată și la moarte, unde lumina cea necreată a Duhului Sfânt a luminat pe apostoli și ei au văzut pe Moise și pe Ilie ca slujitori ai Domnului și au auzit glasul cel neajuns al Tatălui, dând mărturie pentru fiimea cea mai înainte de veci a lui Iisus. Într-o scurt răstimp și slava nemărginită și pogorârea la iad. Și aceasta este calea pentru creștini. Ei se osândesc pe sine muncilor, dar ca răspuns primesc darul milostivirii Tatălui, pe care niciun cuvânt nu-l poate descrie. Iată viața adusă nouă de Hristos în toată bogăția prisosului ei. Ea cuprinde și adul și împărăția, împreunează în sine și suferința limită și cea mai înaltă fericire. Ea face ca micul om să fie mare, universal, asemănător întru toate lui Dumnezeu. Din nefericire puțini sunt care se află pe ea, Darurile Tatălui depășesc măsura noastră de a le putea purta. Când cea nemăsurată putere se pogoară asupra omului stricăcios, s-ar putea ca atunci să se apropie de el cel care a căzut în paroxismul mândriei sale. Cum vom ocoli noi căderea acestuia? Iarăși, și aici ne povățuiește pilda lui Hristos, cel ispitit în pustie. Așeșderea ne amintim încă și de cuvintele sale. Și tu, ca Capernaume, care până la cer te înălțat, până la iad te vei pogorâm. Pentru a zugrăvi mai limpede tabloul căii noastre creștine, asemenea părinților, vom alege metoda pildei. Când ne uităm la un pom bătrân de veacuri care își înalță coroana până în nori, noi știm că puterea rădăcinilor lui care se afundă în adânc trebuie să fie pe măsura dimensiunilor sale. Dacă rădăcinile lui nu ar pătrunde în întunecatele sânuri ale pământului, poate tot atât de adânc pe cât este de înaltă coroana. Dacă întinderea rădăcinilor sale și puterea lor nu ar fi pe măsura volumului și greutății părții văzute a copacului, ele nu ar putea nici să-l hrănească, nici să-l țină în picioare. Un vânt slab l-ar putea doborând. Tot așa și în viața duhovnicească a omului. Dacă conștientizăm măreția chemării noastre în Hristos, cu alte cuvinte, alegerea noastră în sfatul cel mai înainte de vecea lui Dumnezeu spre înfiere, iar aceasta mai înainte de zidirea lumii, atunci, de aici, noi nu ne vom înălța în mândrie, ci cu adevărat ne vom smeri. Mișcarea în jos, în întunericul cel mai din afară, este de neapărată trebuință nouă tuturor pentru a ne ține în adevăratul Duh creștin. Ea se exprimă printr-o necontenită amintire a nimicniciei noastre dintr-un început, prin cea mai aspră osândire de sine în toate. Și cu cât mai adânc se pogoară omul în osândirea de sine, cu atât mai mult îl înalță Dumnezeu. Zic vouă că tot cel ce se înalță pe sine se va smeri, dar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Foarte mulți sunt cei care, necunoscând din experiență lucrările binefăcătoare ale rugăciunii, nu știu că prin ea, Duhului omului, îi se deschide lumea unei măreții de nedescris. Și întunecoasele adâncuri ale iadului, și tărâmurile de lumină purtătoare ale cerurilor. Fără credința în înviere, mai toată suferința devine absurdă, lipsită de sens. Ea poate îmblânzi sufletul îndărătnic, Însă nu-l vindecă de mândria ce se ascunde în străfundurile lui. Ea îmbogățește experiența vieții, însă, fără rugăciune, nu duce sufletul către nepătimire. Treptat, ea omoară și trupul, și inima, și mintea, fără ca ele să se desăvârșească în cunoașterea lui Dumnezeu. Când însă se atinge de suflet lumina lumii de sus, atunci totul se schimbă mor patimile pământești, iar Duhul se înalță spre a vedea pe cel veșnic. Dăruit cu această binecuvântare, omul își trăiește toată starea pământească, socială, materială, ba chiar și științifică, doar ca pe un accesoriu și de fel nu se ne de cariera sa pământească. Și de va rămâne mai departe într-o smerită conștiință de sine, atunci îi va fi dată și mai multă cunoaștere despre tainele veacului ce va să fie. Împreunându-se prin rugăciune cu Hristos, omul primește la un în inimă și în minte mărturia că în veșnicie, întreg cuprinsul ființei și dumnezeiești și omenești, îi va fi dat drept stăpânire nestrămutată. În vărtute acesteia, toată buna făptuire săvârșită de către oricine, încă de aici începe să-l îmbucure cu bucuria pentru mântuirea cea de obște. Slava fratelui va fi și propria lui slavă. Vederea fețelor preaslăvite de Dumnezeiască lumină te îndulcește și cu cât mai bogată strălucirea lor, cu atât mai minunată vederea. Împărăția ce vine a sfinților constă în prisosul iubirii a cărei îngustare o dă Dumnezeu încă de aici, Dragostea lui Dumnezeu îmbrățișează și iadul. Și noi știm acum că pogorârea noastră în iad, în veleatul acestei vieți, este adevărata cale către desăvârșire. Biruința asupra iadului are două răstimpuri. Cea din tâi, biruința întunericului său în lăuntrul nostru. Cea de-a doua, dragostea proprie dumnezeirii care împreună pătimește cu toată făptura. Da, Dragostea aceasta umple întreaga lume făcută și prin Duhul Sfânt se împărtășește celor mântuiți. Veșnicia nu are întindere, dar cuprinde în sine toate întinderile veacurilor. Veșnicia îmbrățișează nedesfășurat în sine toate nesfârșitele întinderi ale zidirii.